Bine, haideți, pe Vlada o cunoaștem, da, că e o persoană foarte pozitivă, dar, sincer, să fim, există stres mare în momentul în care primele zile urci singur la volan, da, de sine stătător fiind în vehicul. Cum am putea reduce din acest stres? Eu mi-aduc aminte cum s-a întâmplat în cazul meu. Am început să fac asta în zonă sigură. Asta ar însemna într-o oră, într-o anumită oră a zilei, era seara, când orașul este mai liber. Și am început-o asta să o fac foarte conștient, spunând că prima oară încep cu câteva minute și în avans făceam o vizualizare, închidem ochii și vizualizam traseul pe care o să merg. Deci cumva sunt în zona Universității Creangă și atunci mi-am plasat în minte, vizual am închis ochii și mi-am imaginat cum merg pe acolo, ce fac la intersecție, cum mă întorc, cum ajung înapoi la cerc, fiecare stațiune. Vizualizând asta, alegând o oră anumită în care circulația este mai minimalizată, după care, de fiecare dată când am reușit, da, de fiecare dată mi-am mărit numărul străzilor cu 2-3, așa, și după care, de fiecare dată, în primele 7 etape când am mers singură, m-am felicitat cu minicadouri și am zis și soțul, când vin și mă auz că am parcat, îmi vii cu cadou. Așa că asta a fost o motivație pentru mine, ca creierul meu, să înțeleagă că să deprindă treaba asta cu independența la volan și că eu sunt liniștită și primesc încă bonusuri. De aceea recomand cele câteva lucruri. Primul este să vizualizați traseul pe hartă sau în mintea voastră, dacă îl știți pe de rost. Deci să înțelegeți să nu fie situații noi, pentru că când ești singur la volan, totuși există situații noi în care ai senzația că singur iei toate deciziile. Și următorul este să alegeți o oră confortabilă, da, pentru condus. După care un traseu, începeți cu traseurile mici, nu vă puneți obiective mari, aha, o să ieși în afara orașului, o să conduc o oră, două, o să fac practic și o să vin. Nu, totdeauna începem cu puținul, după care să ne adaptăm cu acest puțin. Și peste o anumită perioadă, când înțelegi că singur iei deciziile, deciziile sunt bune, conduci, ai ajuns, tot este bine, atunci eu recomand fiecare să se autostimuleze prin... ce de bravo sunt eu, măcar prin verbalizare, da, în oglindă, îți deschizi oglinda și zici, mie-mi place de tine, da, tu ești bravo. Eu am chestia asta, când mă trezesc dimineața, mă trezesc și zic, Doamne, ferește așa ceva, cum poate să existe, tu ești tot. Tu ești, mergi pe drum și îmi pun căștile în orei și ascult muzică și am impresia că mergi ministru pe stradă. Eu știu că poate asta cineva zic, și nu-i vorba că chiar poți să nu te iubești atât de mult, dar sunt zile în care tu te simți bine și e ok să-ți dai voie să te simți bine, e ok să-ți dai voie, într-adevăr tu te simți că ești prim-ministru și tu mergi pe drum și ia mane energie și o stare. Mărește, te rog, nivelul de prim-ministru și mai sus urcă. Și aici e problema că, în fine, e deja altă temă că eu ies din...